Pe site-ul companiei de apă a fost postat anunțul în care cei interesați sunt informați despre concursul organizat pentru ocuparea funcției de director. Totodată au fost afișate și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați, precum și calendarul desfășurării concursului. Conform anunțului, de această activitate se va ocupa o firmă specializată. Până pe 11 martie se pot depune dosarele de înscriere, care vor fi evaluate timp de 4 zile, timp în care candidații vor trebui să răspundă și unor chestiuni și să susțină un interviu. Apoi, pe 15 martie, firma specializată va trimite către Consiliul de Administrație numele noului director al companiei de apă. La acest concurs nu se va putea înscrie fostul director, Ionel Tescaru. Din cele șapte criterii impuse pentru candidați, acesta nu îndeplinește unul dintre ele, care stipulează că sunt respinși candidații care au fost revocați datorită culpei personale din calitate de administratori la companii private sau de stat. Situație în care s-a aflat Ionel Tescaru, atunci când a fost înlocuit din funcția de manager al companiei de apă. Fostul director general a contestat în justiție decizia Consiliului de Administrație de Aldemite. Sentința se va da pe 11 martie, la Tribunalul Dâmbovița, după ce compania de apă a solicitat ca procesul să nu se judece la Buzău. În caz de câștig, Ionel Tescaru ar putea reveni la conducerea companiei. Însă ar putea primi și o nouă funcție de conducere. Acesta este în cărți pentru preluarea șefiei Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice. Ionel Tescaru va fi numit la șefia ANRSC în locul președintelui Bogdan Petru Alexa, care a demisionat. Din funcția de președinte al ANRSC, Tescaru va avea putere de decizie în tot ceea ce înseamnă avizarea serviciilor comunitare, fie că ele se referă la apă, canal, gaze sau salubritate.